Salutare tuturor! Numele meu este Anca Pârlea și astăzi avem prima ediție din Cu și despre muzică. Invitatul nostru de astăzi este Vlad Isac. Bună! Și mă bucur tare mult să-l revăd după ceva timp. O să vedeți că are foarte multe lucruri frumoase pe care o să ni le povestească și este un nume în Brașov și avem oameni talentați și frumoși, dar nu vă spun mai mult, o să aflăm pe parcurs. Servus, Vlad! Bună, bună, bună tuturor! Mă bucur că am făcut întâlnirea asta în sfârșit, era planificată de ceva timp. Am reușit. Și acum stăm aici. Mă bucur și povestim. El este un pic prins și atunci noi am găsit o portiță și am profitat din plin, bineînțeles. Ce faci, Vlad? Ce să fac? Uite, cum ești? Tocmai m-am întors un pic dincolo de pe hotare, să zicem, și acum sunt aici. Și cum să fiu? Sunt în regulă. Ești bine, da? Unde ai fost anume? Am fost un pic până în Viena și m-am întors. Până în Viena, da? Da, am avut un pic treabă cu Yamaha și acum m-am întors. Vrei să-mi povestești exact ce înseamnă că ai avut un pic de treabă cu Yamaha, să înțelegem pendelete. Cei care nu mă cunosc, eu sunt instrumentist și compozitor. Adică, ca și instrumentist, pian și tobe. Dar mai mult decât atâta, pe tobe sunt endorserul de la Yamaha, adică cel care prezintă instrumentele pe toată România, cum ar fi, la tobe, nu piane, da? Deci tobele. Și am avut un training acolo, în Viena. Adică, scuze-mă că te întreb, tu testezi tot ce înseamnă nou și le explic produs oamenilor despre vorba. Produs, exact. Despre eu m-am dus acum și să văd noutățile, că eu nu vi le pot spune pentru că am stat un contract. Am înțeles. Acolo. Așa, dar o să apară noile produse în iarnă și o să putem să discutăm. Chiar o să fie, știu că o să fie în decembrie, dacă mi-aduc bine aminte, o să vină Yamaha în Brașov o zi. Așa că o să fie wow. Acolo. Deci o să fim aici. O să fie foarte, foarte fain. Da. Poate o să fim și noi prezenți. Da, cu mare drag. Dacă ne chemați, am fi super încântați. Da, și treaba asta am pornit de vreo 2-3 ani, să zicem, cu Yamaha. M-am chinuit cu încă 2 ani înainte ca să aflu contactele și așa mai departe. Am muncit foarte mult în treaba asta, dar acum e tot în regulă. Și încă nu se termină, adică sunt multe lucruri de făcut. Cum e sentimentul ăsta să știi că tu ești român și ești acolo între ei? Cum te privesc oamenii? Ce înseamnă ca și trăire emoțională să fii acolo? Tu ești omul lor, practic, ești reprezentantul nostru, da. Da? Ca și sentiment. Cum sunt ei și cum ești tu? Acum, totuși Yamaha este Yamaha, da, clar. Da? E o chestie foarte, foarte mare. Ceea ce mă bucură pe mine și este un atu foarte mare, să zicem, pentru că eu sunt primul endorser român și singurul. Aici vreau să ajung. Da, deci este un lucru foarte, foarte mare. Eu zic că și datorită seriozității ce am abordat-o până acum, în tot ceea ce fac, că e compoziție, că sunt casele de discuri, că sunt elevii mei, studenții, nu contează. Eu sunt un om care merge foarte mult pe calitate, nu pe cantitate, să facem mult și degeaba, mai bine să facem, nu că puțin, să targetăm niște lucruri și să mergem calitativ. Adică e clar. Iar ei cum mă văd pe mine, logic, acum ei sunt foarte, foarte la locul lor și profesioniști. Eu mă văd cu cei din Hamburg, cu cei din Viena, adică din Anglia, vin tot timpul și ne facem, share-uim idei și așa mai departe. Au fost niște inițieri, totul e în regulă. Logic că prima dată am avut niște emoții foarte mari, adică nu se pun concertele pe care le-am avut eu până atunci. Deci să dai, să zicem, un examen, să înveți trei produse și să le prezinți la nivelul internațional, e o treabă. Și it's a big deal. Da, exact. Și treaba asta am făcut-o și acum sunt aici cu ei, colaborând de vreo 2-3 ani, ceva de genul ăsta, cred că se fac 2 ani jumate, de fapt. Și suntem foarte bine. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Oricum se poate spune că e destul de incipientă chestia asta și să și țină 2 ani, 2 ani jumate. Da, numai că pentru 2 ani jumate am făcut multe lucruri. Mi-imaginez că... și tot ce se întâmplă acolo și pe unde mergi și ce testezi,
cred că este ceva wow. Plus că oamenii de acolo sunt foarte, foarte open-minded și sunt, ajută mult. Și oamenii de aici, adică managementul cu care eu colaborez de aici m-a ajutat destul de mult, dar după vreo, să zicem, 2 ani de examene, să spunem așa, adică a trebuit să fac 2 albume de tobe, a trebuit deci, să... Practic, scuză-mă că te întrerup, tot timpul ăsta, 2 ani jumate, a fost cumva și o... Preparing-ul dinainte. Deci au fost de încă vreo 2 ani înțeles, în care eu am dat, am să înțeles. Zicem, niște, nu, stai să nu le luăm examene, dar niște idei cum, de ce ai ajunge tu, adică la un moment dat, imagine de brand, de ce ai ajunge? Ce faci tu pentru brandul ăsta? Sau ce ai făcut până acum? Logic, eu nu m-am gândit că o să ajung vreodată sau că o să... Nu, mi-aș fi dorit, dar nu. N-am crezut în sensul că asta vreau să fac. Asta a venit deodată cu poate știința, deodată cu cunoașterea instrumentului, deodată cu cunoașterea profesorilor, să spunem. Eu am o pleiadă foarte mare de profesori cu care am făcut din America și au venit în Europa și au câștigat niște concursuri și vreo 3 dintre ei sunt deja în Yamaha, dar de mult, au 60 de ani. Nu m-a recomandat nimeni. Să nu se înțeleagă că m-a recomandat un profesor. Asta vreau să întreb. Cum ai ajuns? Self-management. Da? Da. Pur degeaba ești artist, după părerea mea, foarte bun, dacă nu ai un self-management ridicat. Adică poți să mori în studio. Cam asta este ideea și vă spun să faceți. Pentru cei care aveți plăcerea asta și credeți în voi, faceți. Adică nu există... Aveți încredere în voi, da, și mergeți mai departe. Faceți, adică... Este ușa deschisă. Problema în viața asta, după părerea mea, că noi închidem ușile, că noi avem deschise ușile. Nu? Când te naști, poți să te faci polițist, poți să te faci doctor. Ce vrei tu, ce vrei. Dar noi ne închidem ușile prin a nu face lucruri. Tu alegi ce faci deci sau asta ce e, faci. Asta e părerea mea. Și aici mi-am creat eu, mi-am deschis eu sau mi le-am lăsat deschise ușile. Cam asta am făcut. Am muncit mult, dar e frumos. E un sentiment da, așa, e un sentiment de foarte, nelocuit. Foarte puternic. Am înțeles. Pe lângă partea cu Yamaha, ce mai ai să ne spui? Ce proiecte? Proiecte, cu da. Cine lucrezi? Unde stai mai mult? Tu ești brașovean. Da, de stau în Brașov. Cum de un brașovean ca tine, care face muzică, merge la Viena, face atâtea chestii interesante, a rămas în Brașov? În primul rând, mie îmi place foarte mult Brașov, foarte mult și îmi place lumea din Brașov. Adică e un oraș în care, bine, acum poate e mai aglomerat, să zicem, dar e un oraș, să zicem, central. Asta este o treabă foarte importantă pentru un artist, să ai un oraș central. Dacă m-aș fi dus oriunde altundeva, hai să zicem, nu București, ar fi trebuit să călătoresc foarte mult. Aici, fiind din Brașov, mă duc imediat în centrele mari. Oriunde. Da. Oriunde. Dar ideea de, cum să zic, pentru mine a fost o ambiție. Știi cum e? Se spune că la București se dă ora exactă. Da. Și că acolo se fac toate cele, da, și că dar e important să fii acolo tot timpul, să stai acolo, să îi vezi pe oamenii din jurul tău cu care tu lucrezi, pentru că acolo se învârt toate. Da, sunt mai multe stiluri, să zicem, de ideologii, să spunem. Acolo e foarte frumos, eu mă duc acolo destul de des și facem treabă și așa mai departe cu artiști, vin artiști aici, dar... Pentru un compozitor, de exemplu, mediul contează foarte mult. Iar mediul ăsta, de aici, după părerea mea, este mult mai în regulă. Adică mergem poate foarte departe, dar mergem până la Enescu. Da? Hai să ne gândim, el s-a dus unde? Lângă Brașov, nu? La 40 de... De ce nu s-a dus? De ce nu a rămas? La o aruncătură de băți. Deci, cum să zic, ne trebuie mediul. Dacă noi simțim și rezonăm cu mediul respectiv, după părerea mea, suntem câștigați. Așa este și eu sunt asta total de acord cu tine. Și poți să faci performanță oriunde, în orice, dacă îți propun la mână. Doi, nu trebuie să fii neapărat în capitala unei țări. Ca să, da, trebuie să te duci și să vorbești cu oamenii și să te vadă că ești acolo. Dar să nu înseamnă că trebuie să trăiești acolo, dar să te vadă că ești acolo. Adică în sensul că dacă avem niște întâlniri, dacă vrem să facem niște lucruri frumoase, putem să le facem. De ce nu? Că suntem la 2 ore distanță, de exemplu. Așa este. Ceva. Pentru mine nu e o problemă. Eu una mă bucur foarte tare că tu stai în Brașov, da. Și că, nu știu, gândești așa, pentru că cei mai mulți aleg să, nu știu, cred că este varianta cea mai ușoară pentru ei și de multe ori se înșală. Da. Te duci acolo și poate că te ia pe nepregătite și se întâmplă foarte multe chestii neașteptate.
Dar noi suntem bucuroși că tu ai rămas aici în Brașov, da, și că sunt chestii frumoase care se întâmplă și avem oameni talentați. Asta e cel mai important. Bun, în București ce faci exact? Deci în București ce se întâmplă acolo? Ce face Vlad Isaac în București? Deci în București, în primul rând, să zicem, pot să mă duc ca și instrumentist, am concerte. Dar pe lângă asta, ca și compozitor, mă rog cu casele de discuri din București, am niște artiști cu care mă văd sau de multe ori vin ei aici și mă duc cu produsul, cum ar fi, nu știu, de exemplu, când m-am dus acum câteva luni la Media Pro, am acolo un artist. Anania, deci se e pe YouTube cu 4 clipuri și așa mai departe. Să caute lumea. Să caute Anania pe YouTube și avem un concept și interesant. Tot timpul când mergem în concerte, este ceva nou, cum ar fi doar ea cu vocea și eu cu producție și tobă. Asta, suntem pe scenă doi oameni. Nu vreau să implicăm mai multă lume în proiectul ăsta, de exemplu. Foarte interesant. Mie mi se pare o abordare nouă și mi se pare o deschidere, cum să zic, eu fiind și producătorul proiectului, fiind și instrumentist, de ce să nu le leg? Adică dacă se poate. Și ea cântă impecabil cu vocea și tot timpul a fost în regulă, iar am luat proiectul, de exemplu, de la zero, în sensul că eu am contactat-o pe ea, a venit în Brașov și cred că într-o vară, cred că am făcut 9, dacă nu 10 piese. Deci în 3 luni, da, deci am mișcat foarte repede. Pentru că eu am un palmares foarte mare de remixuri, de exemplu, pe dincolo, la Sony Music și așa mai departe. Și m-a ajutat în felul ăsta, adică am început să lucrez bine și să lucrez destul de repede. Adică nu stau la o producție foarte mult, nu stau, stai să mă mai gândesc, stai, nu, mă gândesc atunci. Deci pentru mine, dacă nu mi-a ieșit din prima, e destul de, da, e foarte rar să nu mi-a ieșit. Bun, și acum să te întreb eu și asculți ce ai făcut, da? Producția, da. O asculți peste 2 zile. Da. Ai sentimentul că ai vrea să schimbi ceva? Cum, logic cum că mai ai sentimentul. Cum o privești? Atunci când e caldă, este un sentiment. Da. După 2 zile, este alt sentiment. Parcă ei mai pune ceva, ai mai scoate ceva. Da, ăsta este, cum să zic, un traseu pe care orice producător îl are, dar câteodată este bine, câteodată nu este bine. Pentru că dacă vrei să amplifici, să zic, mai multe lucruri în producția respectivă, câteodată strici simplitatea ei. Și invers, poate să fie prea simplă și... Deci este un proces. Și dar aici, după părerea mea, este vorba și de gust. Ai anumiți factori care te ajută să te hotărăști dacă mai scoți ceva, dacă mai pui ceva, ai... 80% din producție, să zicem, într-o zi, dacă... Astăzi ce este? Astăzi este vineri. Vineri. Bun. Să zicem că astăzi m-am apucat de o piesă. Așa. Vreau să ne 80% exact se face astăzi. 80% se face astăzi. Mâine sunt doar niște reglaje foarte mici pe care le-aș face. Sau poimine sau peste 5 zile. Doar atât. Da. Deci asta vorbim de compoziția în sine. Ce înseamnă mix și master, asta poate să stea un pic, cum să zic, ca și sound design, să spunem. Okay. Asta durează, nu neapărat că durează mult, se poate face în aceea zi, se poate face a doua zi, dar este bine să mai treacă 2-3 zile să asculți piesa. Deci să asta te e liniște clar. Și după aia da, să iei la rece. Da, iar și ce fac eu, de fapt, în București, asta este. Mă duc, iau legătura cu oameni, mă duc la case de discuri, facem videoclipuri. La Anania, de exemplu, eu sunt și în cele 4 videoclipuri, sunt cu ea acolo, e tot în regulă. Plus, nu, alți artiști cu care eu încerc să mai colaborez și acum am, eu știu, din Republica Moldova, care o să vină și chiar o să mute în Brașov, pentru că da. A făcut foarte mult ideea și vreau tot la fel să o propun acolo și să facem lucruri frumoase. Deci omul vine din Republica Moldova? Da, vine până în Brașov, se mută în Brașov. În Brașov? Da, așa, pentru studio, împreună, să zicem. Și lucrăm împreună și apreciez foarte mult lucrurile astea. Să foarte ai tare. Foarte mare încredere în mine, să spunem, dar și eu trebuie să muncesc mult și să fiu la nivelul omului care chiar vrea să vină până aici, pentru că nu vine degeaba. A făcut un sacrificiu și da, are o încredere da. În tine. Wow! Da, asta deci, înseamnă că... Ești foarte ok și ești... Mă bucur să cred asta și eu zic la fel că... Ești muncitor și îți place ce faci. Adică da. Omul ăla vine din Moldova să lucreze cu tine. Și mai sunt cazuri. Unele ies, altele nu ies. Depinde, asta le vezi în timp. Nu pot să ies. Dar eu sunt aici, unul la mână. Doi, cred în lucrurile astea. Ce le fac eu și ce le fac cu ceilalți oameni.
și cred că va fi bine. Adică eu mă văd oricum și ca producător și ca tot ce fac, mă văd acolo sus. Eu n-am cum să fiu în... eu mă văd sus, adică asta e. Lasă-mă să te mai întreb ceva. Da. Ce îți place mai mult? Să cânți la tobe, așa? Pentru că tu cânți la tobe, așa? Nu bați, da, da, da. Să compui sau, nu știu, care parte te atrage mai mult din tot ce faci tu? Ce să ca zic? Și producător, ca și compozitor? Sunt oricum, sunt lumi diferite. Deci oricum sunt lumi diferite. Tocmai ca de-aia te întreb. Ca și instrumentist, să zicem, pot efectiv să mă joc cu emoția omului, dar într-o stare directă, să spunem. Adică, dacă omul vine și dă din cap când tu cânți, este cea mai bună emoție. Adică, este un feedback. Este un feedback. Dacă omul, cum să zic, pleacă, ai două variante. Ori nu-i place, ori nu e pe stilul lui. Dar de multe ori, cel puțin în ultimii ani, pentru că am devenit, să zic, destul de cunoscut pe ceea ce fac, oamenii au văzut, au venit expert pentru mine și nu se pune prea că pleacă. Deci deja, nu, vorbim de alte idei. Dar, luăm un exemplu. Eu, la albumul 2 de tobe, deci eu am două albume de tobe, se pot cumpăra, Fusion of Sound este primul ca și nume, The Angle of Circus este al doilea, se găsesc încă la librării. Așa ca să știe. Da, 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 da. De exemplu, al doilea album au venit, cred că 150 de oameni în care au fost acolo alături de mine și pe care, cum să zic, cred că 40 de oameni îi cunoșteam, în rest au venit din propria inițiativă, dar am ținut un concert de 3 ore. Deci eu, cu self-management, cu toate, le-am chemat artiști din București, eu, toată chestia toată asta. Treaba asta, știu că am fost de dimineață, de la 7 până noaptea la 12 sau 1, a doua zi cumva, de dimineață. Deci asta am făcut pe propriile mele puteri, am chemat oamenii, am repetat cu ei, am susținut 3 ore de concert, aproape într-una. Deci asta înseamnă multă ambiție. Plus că trebuie să le faci partitura tuturor, să spunem așa. Să știe ce are de cântat fiecare, să timing-ul, să... detaliu, no, în parte. Deci, și tu le faci toate, singur. Toate, absolut tot, da, le-am făcut eu. Obosești la un moment dat? La un moment dat, da, obosești, dar mă ridic și spun, mai am treabă. Adică, de fiecare dată, da, nu, nu spui chestia asta, da, și da, treci, deci mai departe. Eu sunt omul care, cum să zic, am treabă. Și trebuie să am treabă, pentru că de asta sunt aici, de asta mi s-a dat mie, să zicem, talentul ăsta ce l-am eu și capacitatea de a munci, ca să fac. Practic, tu ai scopul tău foarte bine definit, știi pentru ce te afli aici, da, și vrei să lași ceva în urma ta. Da, deci pe lângă treaba asta, de exemplu, eu am compus destul de mult și muzică de film, muzică de orchestră. Deci eu am compus... Chiar vreau să te întreb. Am compus, chiar a fost o etapă în care am compus, compuneam pentru 20 de instrumente, adică am pentru orchestra mare. Și am ajuns cu lucrurile mele până, eu știu, până în... America, de exemplu, au fost anumite scurtmetraje pe care eu le-am avut ca și portofoliu, să-i le-am acum, muzica mea e acolo și anumite concursuri, de exemplu, care am ajuns și am fost cotat destul de bine. Dar, cum și să zic? Și te-ai oprit cu muzica? Nu, nu m-am oprit deloc. Fac în continuare, dar până nu ajung eu la cele mai mari companii pe care eu le cred, eu nu mă las și lucrez să ajung acolo. Nici să nu... te lași. Păi adică... nu. Deci este un... E păcat. Da, este un drum foarte lung. Deci cu muzica de film e puțin altfel decât... Este altă, da, mâncare de pește. În primul rând este ultimul bastion a muzicii clasice. Deci asta trebuie să o știe toată lumea. Când o să vi se spună că, eu știu, muzica de film este altceva, nu. Este ultimul bastion a muzicii, să zicem, romantice, de fapt. Dacă este un lucru, a fost, nu, clasicist, romantic. Așa, așa. Perfect. Așa. Am lucrat foarte mult să învăț să compun, eu cântând, eu știu, de la 7 ani, cântând la pian. Deci asta a fost pentru mine primul instrument. Asta am început să cânt la pian. De fapt am început să cânt cu vocea. Deci la 4 ani eu eram eu eram la Tip Tomi Top și umpleam scenele. Cântam Viva Veselia, cred, aveam și un album, habar n-am, ceva de genul ăsta. Dar la 7 am apucat la show de muzică pian, unde am făcut
am făcut mult, adică până și acum când la pian și în regulă, dar nu m-am considerat niciodată, să zicem, un pianist, și m-am compozitat mai, și m-am dezvoltat pe partea de compoziție. Nu am vrut să fiu omul care citește după partituri. Mi-a plăcut, apreciez oamenii, este în regulă, trebuie, au o capacitate de a dezvolta treaba asta, dar mie mi-a plăcut să compun. Deci eu dacă mă încurcam la, nu știu, să zicem, studiu 3 Cerni, habar n-am, eu mă apucam și 3 măsuri compuneam. Improvizam. Treaba asta în liceu de muzică nu a fost, să zic, primită foarte bine. De ce? Pentru că trebuie să, nu? Știm exact, cu toții. Exact, trebuie să urmărim partitura. Eu și am, aveam niște capacități. Mi le-am dezvoltat ulterior. Deci astea au fost. Și te-a furat probleme. Partea asta, normal. Da, adică eu în clasa a patra, știu că în clasa a patra a fost prima mea compoziție pentru pian, atunci știu. Deci în clasa a patra... Precoce, copil precoce! Da, deci știu, cred că era mega simplistă, în la minor, ceva poate banal pe acum. Îți minte și tonalitatea, da, clar. Dar pe ce să știi în clasa a patra? La minor, poate un fa diez la mână, habar n-am. Dar a fost, să zice, prima compoziție. Nu, de acolo a urmat restul. În clasa 7 m-am mutat eu la tobe. Asta vreau să te întreb. Cu tobele? De fapt, la percuție, și am înțeles că nu are nicio treabă percuția cu toba. Corect. Adică să se știe că percuționiștii sunt... Deci tu ai vrut la tobe. Da, am vrut la tobe. Și pentru asta te-ai dus la percuție. La percuție și am înțeles că nu e. Percuția să le spunem și... Da. Deci, prietenilor noștri, la percuție sunt mai multe instrumente. Da, în sensul de, să zicem, percuția europeană, avem marimbă, timpan și premier sau tobă mică, cum spun cei de acolo. Dacă avem percuția africană, congasuri, bongosuri, cowbell și așa mai departe. Dar percuția americană, să spunem, este ce înseamnă drums, ce înseamnă tobă. Dar acum, dacă vă duceți pe orice site de muzică, vedeți așa, percussion și drums. Adică nu avem percuție și e tobă. Nu, toba este tobă, adică drums în engleză. Percussion sau percuție este într-un alt stil. Eu acum la doctorat în Brașov, aici, eu vorbesc despre treaba asta. Sunt ultimul an și vorbesc, am tematica, o am despre treaba asta. Sistemul orchestră tobe. Foarte bine, pentru că tot timpul a fost confuză, da, 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 cu percuția, cu, da, tobele, să știe toată lumea despre ce e vorba, să, da, înțeleagă tot omul. Da, 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 da. Și ce vreau eu să te mai întreb pe tine? Tu, în cea mai mare parte a timpului, stai în Brașov? Da, da, să zicem da. Da, și de aici îți întinzi antenuțele, exact, mă duc, te duci la București trebuie, când e nevoie, da, mă duc pleci la Viena, peste la Viena, tot. Mă duc în Hamburg, vin, mă duc în Cluj, Timișoara, tândeam cu turneu cu Yamaha, acum am avut un turneu, m-am întors, iar o să am săptămâna viitoare, o să fiu în București, o să am 4 zile de acolo. Nu prea o să-l vedem la față, asta e, da, clar. Deci suntem... Da. Suntem activi, dar tot timpul răspund la mesaje, sunt un om în care, cum să zic, se întâlnește cu alți oameni, nu stau și, cum să zic... Ai încredere în oameni? Să am încredere, am încredere în oameni, dar, cum să zic, eu am și foarte multe dezamăgiri, n-ai cum să nu ai, când vrei să faci lucruri mari, ai și dezamăgiri, că altfel nu, adică n-ai cum, dar... Am încredere în oameni în sensul că cu oameni se face treabă. Numai cu oameni. Nu poți, eu nu știu un domeniu în care nu poți să faci. Da, da, știi cum se spune, cel mai greu este să lucrezi cu oamenii. Știu, dar în studio... Cum te descurci, cum manageriezi partea asta? Este un risc pe care ți-l asumi. Adică, de exemplu, tu ai văzut studioul. Voi puteți să veniți să vedeți studioul. Deci este, cum să zic, ai tot ce trebuie. Spa de sus, spa de jos, perfect. Oamenii de multe ori vin la gata. Când ai venit la gata, eu mi-asum că tu ai venit la gata, dar aștept ca și tu să faci niște lucruri. Sacrificii, poate mici sacrificii, nu financiare neapărat. Zic de timp, de idei și așa mai departe. Nu, oamenilor de multe ori, după un an, jumătate de an, doi, cum să zic, le e normal să aibă. Când le e normal să aibă, deja vorbim de alte lucruri. Adică, până ai terminat producția. Da, eu nu sunt dator neapărat să fac producție, că eu nu sunt dator să fiu manager, până la urmă. Că eu sunt un self-management, că am eu... Ce faci atunci? Încerc să ajung la o concluzie sau să rezonez cu persoana, dar dacă se poate, dacă nu, nu. Adică sunt zeci de proiecte
care au plecat de aici pe baza asta. Sunt... Adică atâtea lucruri se pot întâmpla de aici. Până la urmă, nu știu, toate astea te pot face pe tine să spui, gata, frate, m-am săturat și de chestia da. Asta, să primesc aceleași răspunsuri, aceleași comportament, aceeași idee de la fiecare idee de bază, dar cum nu-i gata producția? Da, deci adică sunt și lucrurile... Astea sunt niște lucruri mărunte că nu-i gata, eu zic acum un exemplu, dar sunt alte lucruri. Cum să zic, oamenii se schimbă. Eu și eu m-am schimbat, dar m-am schimbat în bine. Adică prefer să zic și să mă duc în categoria asta oamenilor, să mă schimb în bine și să, cum să zic, să dezvolt ceva. Practic, tu ales să vezi partea frumoasă a fiecăruia da. Cu care tu lucrezi. Da, până la un moment dat. Și atunci când... așa reușești să mergi mai departe. De exemplu, cu ce proiecte am eu acum, oamenii, cum să zic, au fost în regulă pe partea asta, dar și ei s-au lovit de alți oameni la rândul lor, care poate au pățit ce am pățit eu cu alți oameni. Și atunci, cu siguranță, poate rezonăm altfel. E greu, pe partea asta e greu. Pe partea asta este greu. Să lucrezi cu oamenii, dar trebuie să o faci. Trebuie să o faci. Și e și frumos. E foarte frumos. Când dai un produs este finit și frumos, vezi că este dar, wow. Dar știi cum e? Eu le spun tuturor. Trebuie să alergi și să stai lângă campioni. Dacă n-ai stat lângă campioni și dacă nu alergi lângă ei, nu poți să faci performanță. Asta este valabil la orice. Deci până la urmă, dacă îl simți pe om că nu este din același material, făcut din același material în care ești tu, este greu să-l înveți. Oamenii nu neapărat că se schimbă. Deci vorba asta cu se schimbă. Nu știu dacă se schimbă, cât se adaptează. Aia, da. Asta este părerea mea și mi-o susțin. Deci oamenii se adaptează. De schimbat este foarte greu. Niciodată. Să mai schimb. Păi dacă așa e el conceput, nu. Deci un om, să zicem, leneș, să spunea, niciodată nu o să-l schimb să fie un atlet. Se adaptează a fi în sensul ăla, dar niciodată nu o să fie. Se duce către, dar nici nu e bine să-l schimbi. Da, dar trebuie să-ți cauți oameni compatibili cu tine și cu munca pe care o faci. Să fie chimia aia, știi? Să poți să lucrezi, să ceea fie ce, compatibilitate. Zic, de multe ori într-un an poate să fie foarte bine și în anul următor să nu fie bine. De ce? Aici cu producția muzicală sunt niște, cum să poți să dai boom copie, să zicem, să ai un hit la radio, să nu ai. Atunci când nu ai, este foarte greu să ții oamenii. Dar uite, vezi tu, eu n-am avut foarte mult timp, să zicem, hituri. Acum au intrat anumite piese pe radio și așa mai departe, în regulă. Și care sunt piesele alea? Hai mai spune. Uite, dacă vedeți în proiectul Anania, sunt dă-ne niște titluri. De exemplu, Bing on the Moon, da? Deci spunem Bing on the Moon. Este una dintre piese. Ea deja e la radio în București. Da, pe radiourile mai de nișă. Dar este în București. Nu știu, Umbrella, de exemplu, care a fost primul single al ei, cu videoclip, cu tot și așa mai departe. Iar a fost pe radiouri. Deci toate lucrurile. Am avut un turneu de radiouri din București, de exemplu. Cele mai, nu neapărat, cele mai de nișă, să spunem, nu Kiss-ul, nu... Astea sunt pentru mainstream, să zicem. Proiectul se adresează un pic altor categorii de ascultători, exact. Dar asta nu înseamnă că și ceilalți nu ascultați. Este foarte regulă, dar e cum e. Oamenii o să dea click pe piesă cei care vor să asculte. Eu nu pot să zic dați click și vedeți care este și alegeți. Adică oamenii sunt liberi să facă ce vor. Adică ei poate să ducă o piesă să fie hit, să spunem, sau ei poate să zică este nu. Este alegerea lor. După părerea mea, cam asta e. Acum, noi suntem într-o continuă dezvoltare și a proiectului, de-abia avem un an. Dar într-un an să ai un album, de exemplu, și să faci atâtea lucruri, să fii semnat cu o casă de discuri și să... Eu zic că e o chestie foarte frumoasă și eu nu o să mă oprești, o să fac și cu celelalți artiști la fel. Adică, și înseamnă multă muncă în spate. Da, numai că eu când văd artistul, eu văd și managementul. Adică eu mi-am format... Deja le vezi așa. Da, deci eu mi-am format, să zicem, o idee, dacă eu pe tine te știu cântând cumva, eu încerc să creez și posibilitatea de a face ceva cu produsul respectiv. După ce o să-l avem în studio, să încerc să. Cum adică, îl promovezi? Cum îl vezi exact. Mai departe? Care e categoria de vârstă, de exemplu, care e categoria oamenilor, cam unde și așa mai departe. Deci eu fixez foarte bine treburile astea și până acum mi-au reușit cei care au stat cu mine. Cei care nu au stat cu mine și nu au avut încredere. Asta e, că nu e chimie cu toată lumea. Dar e în regulă. E foarte bine așa, până la urmă nu trebuie să da. Te potrivești cu absolut toată lumea. Spune-mi un pic, în viitorul apropiat
și în viitorul îndepărtat, cum te vezi? Ce ai de gând să mai faci? Cu ce vrei să ne mai surprinzi? Da, deci în viitor, să zic în viitor. Hai să spunem așa, pentru mine... Desenează-ne așa puțin. Pentru mine, eu am un pic altă gândire, în sensul că ce-am făcut eu, să zicem 2019, da? Eu mi-am făcut, nu tot, dar gândirea a fost în 2018. Deci eu gândesc un an... Deci eu știu cam ce se va întâmpla în anul 2020. Ai de făcut anul următor. Deci eu acum eu mi-am cam terminat treburile pentru 2019, sincer. Și acum mă gândesc și vorbesc cu oameni pentru 2020. Deci ceva de genul ăsta, să ne imaginăm. Am format acum un trio foarte fain, cu trei fete, de-abia se poate găsi, Trio Alma, se numește, unde sunt compoziții de ale mele și prelucrări folclorico, dar în... Te duci și în partea asta. Și în partea asta, doar instrumental. Și avem, sunt foarte multe concerte. Acolo vreau să pompez acum o parte din timpul meu să fac... Deja au și ele 13, 14, 16 piese, cred că. Adică eu lucrez foarte mult. Deci nu stă degeaba, da, să ne înțelegem. Vlad este și foarte productiv. O să vreau să organizez niște concerte cu mine ca toboșar și ele ca și... entități, să zicem, Trio Alma featuring Vlad Isac, o să vreau să fac niște nebunii de genul ăsta, dar pe viitor eu, efectiv, ca și eu și instrumentist, compozitor și așa mai departe, vreau să poate să mă integrez și mai mult în Yamaha, deși sunt, dar vreau să mă duc mai interior, vreau să ajung să, cum să zic, să am eu hitul ăla, dar făcut, cum să zic, în sensul de eu nu fac rabat la calitate sau nu sunt genul să mă duc neapărat după piață. Vreau să găsesc ceva ce să mă reprezinte pe mine. Să fie 100% exact. Vlad. Da. Deci clar că trebuie să te duci și să vezi ce gusturi au oameni și așa mai departe, dar aici muncesc acum. Deci aici muncesc acum. Să preiau anumiți artiști, de exemplu, din alte țări să vină, să colaborez cu ei. Este în regulă. Dar ceea ce mi-aș dori să spunem pentru viitorul apropiat, poate este albumul 3 de tobă, să spunem. Eu n-am avut timp să-l fac încă, am compozițiile, dar n-am avut timp, deocamdată. Poate o să-ți găsești și timp și... Timp tot timpul îmi găsesc, pentru că fac pentru mine. Și ne anunți și pe noi. Da, 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 clar. Și, să ne mai întâlnim, să mai povestim. Da, cu mare drag. Dar tot aici o să rămân, adică cei care urmăresc această... Penultimă întrebare. Da. Nu ți-ai dorit niciodată să ai o trupă a ta cu care să, nu știu, să mergi în concerte, să compui pentru trupa ta, să mergi mai departe într-o formulă de genul? Păi, nu te-a atras niciodată ba, da, partea acum asta? Cea de la Media Pro cu care colaborez, adică Anania, este cumva... proiectul cu care fac treburile astea, adică eu le compun, mă duc ca și instrumentist pe scenă, ca și compozitor și instrumentist. Și în ce formulă? Doi, deci eu cu ea. În ce formulă? Asta... Eu mă refer la o formulă mai mare. A, formulă mai mare. O formulă mai bun. Mare. Bun, dacă ar fi de formulă mai mare, atunci mi-ar plăcea să mă duc să cânt jazz. Jazz? Da. Deci îți place atunci... și partea da, asta eu, cu, nu place, cu adică jazz. Eu am, iubești jazzul. Am școala mea, să zicem, de top este din jazz. Nu e din rock, nu e din, e din jazz, adică eu toți cu care am făcut ca și profesor e din jazz treaba, nu e din rock. Dar acolo mi-ar plăcea. Acolo mi-ar plăcea. Dar asta înseamnă videouri, asta înseamnă promovare, asta înseamnă... Eu sunt acum în discuții chiar și cu Yamaha să punem niște videouri worldwide și să... Dar sunt niște surprize pe care o să le facem la un moment dat. Și o să le... Uite, ca și provocare, poate următoarea dată cântăm ceva împreună. Dar cum să nu, piam voce, că exact. E să fie pentru... Exact. Da, da. Și să fie ceva foarte, foarte jazzy. Da, 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 da. Da, deci facem treabă și aștept, cum să zic, uite, poate cineva din are alte idei, nu știu, are niște idei după video ăsta, vede, mă contactează, uite, mi-a venit o idee. Adică de ce nu? Să nu ezitați. Nu? Adică... Orice vă trece prin sau căpșor... Sau poate o voce ce eu nu știu, exact. În Brașov. Zic, uite, exact. Uite, Vlad, eu de mult vreau să... Știu să cânt. Sunt, nu știu, mă pricep la chestia aia. Aș vrea să colaborez cu tine. Scrieți-i, îndrăzniți, deci, fără Vlad niciun Isac, fel de teamă. Am un logo cu caracatița acolo, ca și... Deci toată lumea poate să vadă treaba aia, iese în evidență. Și stabilim întâlnire, ne vedem la studio. Eu sunt un om care dă șanse. Este foarte deschis și este un om frumos și la propriu și la figurat. Da, mă mulțumesc. Nu mai vorbesc cât este de talentat.
Și întrebarea de final, bineînțeles. Trebuie să fim acolo și să le spunem oamenilor de ce iubim Brașovul. De ce iubim Brașovul? Păi, în primul rând, este, cum să zic, tot timpul când m-am dus, de exemplu, în alte țări, toată lumea știa de Brașov și, să zicem, de București capitală, dar foarte mulți de Brașov. Adică deja este un oraș mega, mega propulsat. Din cauza, să spunem, peisajului. Peisajul este foarte important. Avem un vibe curat, adică avem un stil care putem, avem tot ce ne trebuie, după părerea mea. Deci în Brașov nu știu dacă e ceva ce să nu avem, în afară de aeroport, dar o să fie aeroport, exact. Și el, este în regulă, este în regulă, plus că este central, este mega central, adică trebuie să ne dăm seama pentru orice business, până la urmă, pentru orice vrei, este mega central, toată lumea poate să meargă în orașul respectiv. Și nu este mic, este un oraș destul de mare, deci nu spunem că e mare, că e mic. Nu, este un oraș mare și avem oameni frumoși. Avem oameni frumoși, avem oameni deschiși și mai este un lucru pe care eu l-am învățat la limba română, dar nu numai în școală. Știi că în Brașov se vorbește, sau în zona asta se vorbește cel mai curat română. Exact. Deci suntem în regulă. Vorbim și avem o istorie corect. Frumoasă. Avem o istorie frumoasă. Adică cine vrea să vadă istoria Brașovului cu cetate, cu toate ce s-a întâmplat, avem o istorie frumoasă. Și de ce nu hai să o dăm mai departe? Adică, nu. Să o share-uim, să o împărțim. Exact. Să dar știe cred, toată cred lumea. Mult, cred mult și mie mi-a plăcut foarte mult Brașovul și a rămas aici și voi rămâne aici. Adică, Brașovul este cel mai frumos oraș și cu cei mai frumoși oameni. Da, deci nu... Suntem aici. Vlad, îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Mă bucur enorm de mult că am reușit să ne vedem și să povestim puțin. Poate o să mai facem când ai cum tu timp, drag, să ne mai întâlnim, să mai și cântăm și să le dăruim așa exact. Un pic din și energia care noastră. Vor vrea, am pagina de Facebook, e pagina de Insta, sunt toate lucrurile acolo, Vlad Isacu, oriunde dați, se găsesc multe și pe YouTube și unde vreți voi, doar să dați un share, un search, scuze, și să-l abordați cu încredere. Da, cum să nu. El și, este Vlad Isac. Mulțumesc frumos. Și face foarte, foarte multe lucruri frumoase. Mulțumesc încă o dată. Și eu. Vlad, și mult succes pe mai mulțumesc departe în tot ce ți-ai propus să faci. Cum să nu ține legătura cu toate lucrurile. Sigur. Vă mulțumim și vouă, dragilor, și ne vedem la următoarea ediție din Cu și despre muzică.
We'll be right back.